Fără George Chița, istoria Câmpulungului și a Mușcelului ar fi fost mult mai săracă. De numele profesorului, colecționarului și numismatului Mușcelan se leagă o serie de lucrări despre această zonă și, în primul rând, valoroasa colecție de ilustrate vechi, care și astăzi circulă pe rețelele de socializare și sunt preluate ca materiale pentru cărțile care au ca subiect istoria părții de nord a Argeșului. Gheorghe Chița s-a născut la București, însă cea mai mare parte din viață a petrecut-o la Câmpulung, unde a înnobilat prin prezența sa și lucrările sale viața orașului lui Tudor Mușatescu. Ori de câte ori avem nevoie de informare despre străzi, locuri sau întâmplări din Câmpulung, facem apel la cărțile scrise de neobositul om de cultură. Astfel, de sub pana sa a văzut lumina tiparului, Câmpulungul de altădată, memoria ilustratelor, Câmpulung și județul Mușcel, monografie ilustrată, istoria comunității locale, Câmpulung-Mușcel și povestea străzilor din Câmpulung-Mușcel. Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpulung găzduiește în această săptămână o expoziție dedicată celui care a fost inginerul Iorie Chița. Expoziția de la Biblioteca Ion Barbu... Din Câmpulung este dedicat uh, inginerului Gheorghe Chița, cetățean de onoare al municipiului Câmpulung, care s-a stabilit la noi în oraș încă din anul 1956. A urmat cursurile colegiului din Nicu Gorescu, apoi ale Institutului de Mine Petroșan din Hunedoara, iar apoi a lucrat ca inginer la întreprinderea minieră Câmpulung în perioada 1966-1968 și s-a remarcat și în calitate de cadru didactic la grupul școlar minier de la noi din oraș în perioada 1968-2004. Însă, Gheorghe Chița, inginerul, s-a remarcat prin lucrările sale care au rămas în istoria municipiului nostru, precum Câmpulungul, de altă dată monografia ilustratelor, Câmpulung și județul Mușcel, o monografie ilustrată sau istoria comunității locale din Câmpulung, precum și pentru multe alte uh, publicații public, uh, realizate în colaborare cu alți autori, Uh, inginerul Gheorghe Chița este cunoscut ca, un, uh, cunoscut ca un mare colecționar de vederi vechi din Câmpul Lung, care ulterior au fost publicate în lucrări amintite. De asemenea, s-a remarcat și prin volumul de impresii de călătorie, impresii realizate în perioada 1979-2009, când a cutrerat aproape toată Europa, Gheorghe Chita rămân între scritorii marcanței ai Câmpul Lungului. Pentru întreaga sa activitate culturală și editorială, precum și pentru munca depusă în domeniul numismaticii, lui Gheorghe Chițai s-a decernat titlul de cetățean de onoare al municipiului Câmpulung. Două ceasuri de care s-a ocupat pentru a le readuce la viață măsoară și astăzi timpul cu exactitate. Este vorba despre ceasul de la Colegiul Național Pedagogic Carol I și cel din turnul Bărăției. Prin tot ce a înfăptuit durabil, Gheorghe Chița va rămâne în amintirea contemporanilor, iar pe străzile Câmpul Lungului se va auzi pentru multă vreme de acum înainte ecoul pașilor săi.